În Spania a început un proces care ar trebui să-i facă dreptate unui copil român maltratat de părinții adoptivi din Mallorca. Acum 4 ani, o bătaie cruntă l-a aruncat pe băiat în comă vegetativă, din care nu și-a revenit complet nici acum. Părinții riscă 90 de ani de închisoare. În fața jurnaliștilor, nici mama adoptivă, acuzată că și-a maltratat an la rând copilul, și nici tatăl bănuit că a închis ochii în fața bătăilor, nu au vrut să facă vreo declarație. Și-au instruit și avocatul să nu spună nimic. Procesul împotriva părinților lui Miguel Angel, copilul adoptat din România, a început de ieri cu declarațiile medicilor care confirmă că minorul a suferit traumatisme care nu puteau fi produse decât prin lovituri, nu în urma unei căzături, așa cum susținea mama acestuia. O doctoriță de la spitalul din Mallorca a declarat că atunci când a fost internat, băiatul avea multiple traumatisme la cap, la nivelul feței, dar și la mâini sau picioare. Copilul a intrat în comă vegetativă și nici acum, după mai bine de 4 ani, nu și-a revenit complet. Miguel Angel are acum 11 ani și se află într-o stare vegetativă. Miguel Angel suferă acum deficiențe vizuale, paralizie cerebrală și cu mari greutăți se poate alimenta singur. În timpul procesului s-a aflat că băiatul de origine română ajunsese la urgențe de 40 de ori în decurs de 3 ani. Era plin de vânătă, iar părinții au susținut de fiecare dată că a fost un accident. El maltratul infantil se produce igual că la violența de genero în toate las clase sociale. Spaniolii locuiesc într-o vilă impunătoare din Mallorca. Au fost considerați perfecți pentru a crește un orfan. Copilul român le-a fost dat în grijă la 2 ani, iar apropiații spun că băiatul reușise să se integreze bine în Spania.